am folosit sărăcia de ulei GM, care e ultima mizerie. Ăla este, precum spun celebrii oameni din racing, despre Ravenol, și anume faptul că Ravenol is for balamale. Ei au zis-o, nu eu, am auzit și o chestie asta și mi s-a părut haioasă. Și totuși, hai să fim realiști, Ravenol nu e un ulei rău de roc, doar că mi se pare că nu se ridică la nivelul reclamei care îi se face, dar cu siguranță nu-ți distrugi motorul unei mașini de stradă punând Ravenol în el. La circuit e cu tot o altă poveste și nu intru în detaliile astea, poate să confirme și celebrii ingineri de cursă care chiar știu cu ce se mănâncă respectivele configurații. Dar uleiul ăla de GM este o sărăcie. Nu puneți în mașină așa ceva pentru că este foarte prost. Și din cauza lui apar probleme de consum de ulei, uzuri mecanice și ce am pățit eu care a generat consum de ulei s-a stricat supapa PCV. Și a început să-și mănânce propriul ulei. Mașina n-a fost îngrijită, nu aveam cine știe ce posibilități financiare în perioada respectivă și ca tot românul a mers pe ideea de a trage de ea. Și mașina săraca mergea, dar nu mai era chiar în parametri. A mers ani de zile cu termostatul stricat, mă rog, chestii care au generat alte probleme, dar am vândut-o la prețul corect. N-am ascuns nimic viitorului proprietar, uit-o cum e, zgâriată, problemele de la A la Z, accept-o dacă vrei, dacă nu, nu. Și a plecat pe faimosul preț de aproape 1000 de euro. Portofel din piele tăbăcită vegetal de la Malva. În interior avem loc unde putem să ne ținem buletinul, loc unde putem să ne ținem diverse carduri, permisul, banii putem să-i băgăm pe aici, în zona aceasta, în zona aceasta. Acesta este portofelul meu după 2 ani. Genul ăsta de muzică o vei auzi în genul ăsta de mașini sau ieșind din genul ăsta de mașini. Și asta pentru că îmi place să spun într-un mod total subiectiv, deși sunt convins că am dreptate, că soarta oricărui Opel, mai ales a celor caravan, este să ajungă să care muncitori, legume, materiale de construcții și remorci în toate combinațiile posibile. Mașinile astea sunt cai de povară ai economiilor est-europene, fie că ne place, fie că nu ne place. Sunt într-o stare de obicei foarte precară din punct de vedere a întreținerii tehnice și totuși se târâie și merg și întrețin niște afaceri cu sau fără sistem fiscalizat. La propriu, dacă chem pe cineva să-ți facă ceva în casă, este mai mult decât probabil să vină cu un Opel. Fie că e o Zafira, care este găsită pe forumuri sub formă de Zamfira, mai ales pe OLX, alături de Volkswagen-ul Charlatan, Seat-ul Haralambie, Volkswagen-ul Caddy și alte fonetisme din astea pe care proprietarii le-au inventat până la urmă. Și asta este o laudă pentru această mașină. Sunt eroi necântați ai economiei subterane, dacă putem să o spunem așa. Și cu siguranță oamenii care au proiectat aceste mașini nu au pus în vedere acest lucru, nu și-au dat seama că o să ajungă la acest punct și credeți-mă că am perfectă dreptate, pentru că am vorbit cu oamenii care au proiectat mașinile astea la Rüsselsheim, la Opel, la fabrică și am făcut o glumă pe care nu știu dacă au înțeles-o. Un concept nou de Opel afișat, electric, chestii, figuri, nu știu ce, care probabil nu o să apară în forma aia niciodată, dar era futuristă mașina, foarte mișto. Și includea niște chestii pe care alte Opeluri din trecut le-au avut, cum ar fi un parbriz panoramic, care e ca o cupolă cu boltă, fără montant, pe care Astra H a avut. Și am făcut o poză cu acea mașină și am suprapus peste ea, în respectiva poză, telefonul meu cu poze cu Opeluri celebre, adică alea cu varză în ele. Era un Astra F plin de varză, singurul loc fără varză era volumul ocupat de șofer. Toată mașina cred că avea 854 de verze în interior și zic, uite, ăsta e viitorul lor. Peste 30 de ani, cineva va fura curent de undeva și va merge cu un Opel electric cărând varză. Și oamenii s-au mirat că au zis, dar de unde și până unde imaginea asta pentru Opel-ul? Zic, înseamnă că n-ați fost în Balcani. Că e o realitate că ele ajung la această situație și sunt deosebit de încântat să prezint această mașină, să zic așa, fenomenal de banală. Și de fapt nu e o mașină banală, este banală prin specificații. Are doar 140 de cai dintr-un motor de 1.8, o cutie automată cu care am niște amintiri mai puțin plăcute în etapa finală a vieții respectivei mașini pe care am deținut-o. Am fost proprietar de Opel timp de 13 ani. Este mașina familiei, să zic așa, pe care părinții mei au cumpărat-o cu deosebite eforturi în 2006.
la un preț negociat de 14.900 de euro. La vremea aia Dibas, care în continuare știu că este dealer Opel, favoriza oamenii care lucrau în profesii liberale, să zicem așa. La vremea respectivă, mama mea activa în domeniul revistelor, însă nu în cele auto. Dintr-o pură coincidență a fost, să zic așa, colegă cu oameni care, cu care acum eu interacționez, pentru că revista Autobild a fost în același grup unde maică mea activa ca desktop publisher, adică le mărea țâțele vedetelor, în sensul în care în Photoshop se făceau niște tuninguri interesante, dar asta se fac la orice revistă de orice fel. Prelucrare în Photoshop. Și am apucat să văd și partea aia presei din vremea respectivă și pentru că activa în acel domeniu, chipurile erau o reducere de vreo 2000 de euro în acei ani pentru persoane care activau în zona respectivă. Și în 2006, în familie la noi, în septembrie mai ales, după o așteptare de 6 luni, și-a făcut apariția un Astra H pe care l-am ținut până prin 2017, dacă mi-aduc bine aminte, și o mașină, de fapt nu, până în 2019, când am luat Honda, doar că fiind echipată cu motor de 1.6 Z16 XP, care era posibil și pe această mașină la facelift, l-am dorit cu o cutie Easytronic și a fost o alegere bună în marea parte a timpului, doar că atunci când a început să se strice, la noi a fost mai greu de reparat în perioada aia, am reparat-o la reprezentanță, dar nu mai era minții lei și am vândut-o pe un preț derizoriu de 4.600 de lei. Pentru că nu era o mașină întreținută, începuse să consume ulei, nu știam la vremea aia de ce, acum pricepându-mă la detaliile astea tehnice prezentând mașină, îmi dau seama ce am greșit. Am folosit sărăcia de ulei GM, care e ultima mizerie, ăla este precum spun celebrii oameni din racing, despre Ravenol, și anume faptul că Ravenol is for balamale. Ei au zis-o, nu eu, am auzit și o chestie asta și mi s-a părut haioasă, și totuși hai să fim realiști, Ravenol nu e un ulei rău de roc, doar că mi se pare că nu se ridică la nivelul reclamei care îi se face, dar cu siguranță nu-ți distrugi motorul unei mașini de stradă punând Ravenol în el. La circuit e cu tot o altă poveste și nu intru în detaliile astea, poate să confirme și celebri ingineri de cursă care chiar știu cu ce se mănâncă respectivele configurații. Dar uleiul ăla de GM este o sărăcie. Nu puneți mașina așa ceva pentru că este foarte prost. Și din cauza lui apar probleme de consum de ulei, uzuri mecanice și ce am pățit eu care a generat consum de ulei s-a stricat supapa PCV. Și a început să-și mănânce propriul ulei. Mașina n-a fost îngrijită, nu aveam cine știe ce posibilități financiare în perioada respectivă și ca tot românul a mers pe ideea de a trage de ea. Și mașina săraca mergea, dar nu mai era chiar în parametri. A mers ani de zile cu termostatul stricat, mă rog, chestii care au generat alte probleme, dar am vândut-o la prețul corect. N-am ascuns nimic viitorului proprietar, uit-o cum e, zgâriată, problemele de la A la Z, accept-o dacă vrei, dacă nu, nu. Și a plecat pe faimosul preț de aproape 1000 de euro. Dar o să povestesc asta poate cu lux de amănunte în altă prezentare. Și practic rezonez cu Opel-ul pentru că am avut unul și am trecut prin toate acele etape. Pe principiu, un proprietar de Opel se bucură și când îl cumpără și când îl vinde. Sunt niște dume interesante, doar că nu întotdeauna adevărate, dar trebuie să recunosc că sună foarte bine. Și un picuț de moment să mă scuzați că mai am așa, de fapt nu eu, ci camera, are un prost obicei să se mai întrerupă și e bine că nu-l are acum, așa că mai bine să îmi fie rău decât să-mi pară rău, cum se spune. Așa că vreau să detaliez astăzi totul despre această mașină. O poveste, dar și detalii tehnice. Am sumarizat multe informații care cred că li se vor părea multora utile. Pentru că e o mașină cerută. Sunt niște mașini care nu mai au valoare financiară, dar reprezintă niște cai de povară. Am un cunoscut, ne-am cunoscut de fapt prin intermediul mediilor de socializare, care are o firmă de reparat acoperișuri și a zis, bă, cu 20.000 de euro, decât să iei nu știu ce pick-up truck modern, iei vreo 7 din astea, cu tot cu remorci, și îți faci treaba cu ele. Și când se strică, le lași pe câmp. Da, nu în ideea de a polua, ci la dezmembrări, la propriu, sau le ții ca piese de schimb. O asemenea mașină, nici nu vă imaginați cât poate să care și sub ce formă. Deci am văzut personal cărând cu ele betoniere, bolțari, o cupă de excavator care are o tonă.
pusă cu banchetele pliate în interior, remorci care trag diverse, țevi de 14 metri băgate în X prin geamuri și mașina mergând așa ca un păianjen pe drum. Adică sunt niște chestii care le fac să fie niște mașini foarte rentabile. Pentru că tu când le cumperi ca să faci treabă, nu prea mai contează la ele că nu e plasticul moale nu știu unde, că nu mai merge una alta. Deși, sincer, au fost niște mașini cu interioare confortabile și bine făcute. Vectra, mie îmi place la Opel și în general la brandul GM că a folosit niște nume foarte sonore. GMC Cyclone, cel mai tare pick-up truck făcut vreodată. Pentru că a avut un factor wow teribil în anii 80, să ai tu o mașină cu sute de cai, care bătea la liniuță un Ferrari Testarossa. Acum există ramuri, TRX, figuri, Forduri F-150 Raptor R, dar există și alte mașini performante. Atunci nu erau atât de multe. Și numele ăla înseamnă mult pentru cine știe. Și faptul că au folosit denumiri din astea de planete, marca Saturn, Astra, Vectra, sună a stele, a ceva, știi? Și dacă stai să te gândești, a fost o teorie de succes, pentru că până la urmă au schimbat niște game. Practic, mașina asta înlocuiește vechile Ascona, care s-au făcut în 3 generații și începând cu generația C ultima, au început să fie tracțiune față cu motor transversal. Ascona B era pe stilul lung și cu tracțiune spate, așa cum s-a întâmplat și la frasul mai mic, Cadet, care a devenit ulterior Astra. Și de-aia ele se numesc Cadet până la E și ulterior Astra F, prima generație de Astra, este un F, care de fapt e a șasea generație de formă din aia. Și Vectra vine după generațiile Ascona. Au fost 3 generații, asta este ultima, a fost înlocuită de Insignia, care sunt 2 generații. Și cea mai tare Vectra pe sistem tehnic este AUL. Pentru că are sistem 4x4, are motorul ăla turbo, are Coscast-ul, care este cel mai mișto motor aspirat din spectrul GM, aș putea spune, care a concurat idei mișto de-a lungul timpului și cumva cred că s-au inspirat din celebrul Omega Lotus Carlton, care avea un motor Cam-in Head cu 2 axe cu came, aproape 400 de cai, până anii 80 pe final, așa 90, care nu respecta Gentleman's Agreement-ul german și mergea cu aproape 300 de km pe oră, o mașină veritabilă, una din primele care a folosit sisteme Twin Turbo cu intercooler răcit cu Apple și totul făcut relativ in-house cu ajutorul celor de la Lotus la acea vreme. Și practic, AUL ca Vectra a fost startul generației în 1988. Pe țări cu apă multă în jur, cum e Marea Britanie, s-au numit Cavalier, pentru că acolo Vauxhall-ul avea alt sistem de a denumi. Însă, și acum, pe fundal se află evident o Vectra Break cu o remorcă cu 3 osi, că tot vorbeam de chestia asta. Foarte mișto. O salut cu această ocazie. Pe urmă, revenind la mașina noastră, au a fost mișto că a avut sistemul ăla de Calibra. Celebru C20 LED, turbăciune aia, a avut și motoare interesante cu sistem V6, dacă mi-aduc bine aminte, și a fost o mașină care a avut puteri mai mari decât Vectrele B, respectiv 204 cai, multilink pe spate, nu osie cu sistem trailing cum era la cele standard tracțiune față, și a fost o mașină interesantă. Inclusiv SPP-ul avea în posesie un lot de Vectre din alea cu motor V6 de 2.5, care era folosit, erau și la armată și la SPP și la SRI, și când era vorba de misiuni diverse, alea erau mașinile care apăreau în trafic. Erau niște pre-faceliftul cu faruri drepte, dacă mi-aduc bine aminte. Vectra B, din punctul meu de vedere, a fost cea mai frumoasă Vectra. Și am o dragoste necondiționată la acea mașină pentru integrarea pur și simplu artistică a oglinzilor cu caroseria. Adică carcasa oglinzilor are o fluență deosebită care se unește cu linia capotei și e ca și cum un domn din ăla care lucrează la oale, că era să zic lutier, dar lutierul nu lucrează în lut, ci face viori, un olar, adică Gonciarov, cum se numește pe limbile slave, în... Dedic asta unui amic care e și coleg la școala mea de schi și pe care îl cheamă Olarul de familie, dar el îi spune Gonciarov pentru că îi plac limbile slave ca și mie de altfel. Și practic acolo gândiți-vă că e scena aia din filmul Ghost, în care Patrick Swayze o ia în brațe, fantomă fiind pe fosta soția lui Bruce Willis, că i-am uitat numele acum, și care a devenit ulterior soția lui Ashton Kutcher.
Și vom vedea acolo o scenă interesantă când o ajută să facă o oală din lut și își plimbă mâinile alea ca și cum ar mângâia-o pe ea pe corp și, mă rog, scena se succede. Exact așa cred că a desenat omul ăla la Vectra B oglinzile. Sunt pur și simplu o operă de artă. Și trebuie să vedeți. Și cine știe modelul știe la ce mă refer și puteți să vedeți prezentarea mea cu o Vectra B, unde explic foarte în detaliu chestia aia și se și vede în imagini treaba asta de acolo. Și, practic, aia a venit cu noutăți, că era o mașină mai luxoasă, mai mare, tehnologii interioare mai bune, am marșat pe motoare aspirate, a avut motoare V6, n-a avut turbouri. Au venit însă cu niște dieseluri interesante care foloseau un sistem din acesta cu pompă distribuitor, nu erau cam rail, care au fost preluate și la ce. N-a avut însă versiuni 4x4 și la fel ca și prima și ca următoare a avut și versiuni break și niște versiuni interesante care erau cu spate mai scurt sau mai lung, la fel ca la A, la fel ca și asta de aici. Și după aia a evoluat în Vectra C, care a apărut în 2002 și s-a fabricat până în 2012. În jurul lui 2008 așa a avut un facelift și le poți recunoaște ușor după forma farurilor și a grilei. Înainte era mai pătristeanu treaba, pentru că erau niște faruri foarte mici, arătau ca niște portocale semicojite, foarte mici. Și o grilă destul de anostă, era o mașină relativ formală pe afară. Din nou, stopurile au avut un design din ăsta ciudat. Însă faceliftul, mai ales aia care îmi place mie cel mai mult, Vectra GTS, este top de top la linie, pentru că practic este un hatchback, nu se deschide haion de tablă, ci e cu tot cu geam și are o mică formă de cam tail, o buză așa într-o parte și fața are mecla asta cu aceste faruri și o linie vitrată foarte frumoasă. Este o mașină deosebită la design din punctul meu de vedere și a urcat calitatea, părerea mea, față de Vectra A cel puțin, e în egală măsură calitativă la interior față de Vectra B, doar că are altă abordare, e mult mai pătrățoasă. Vectra B este o mașină a formelor fluide, rotunde, asta este o formă stil cuțit, unghiuri drepte, care îi dă și o parte practică de volum porbagaj și interior, care este de apreciat. Este un interior nu că spațios, extrem de spațios, ai loc la picioare, cel puțin la fel ca într-o Skoda Superb sau mașini similare, care presupun niște zeci de centimetri distanță între partea din fața șezutului și spătarul șoferului. Are inclusiv haion electric asta și aveau piele șorici, așa cum are și această mașină. Chiar dacă sunt scaune cu reglaje manuale, e piele din aia care lasă niște cute interesante și o să vedeți sau ați văzut deja în cadrele alea de B-roll, cum se numesc. Și mașina a avut o gamă destul de largă de motorizări, niciuna 4x4 și din păcate este cunoscută ca având o subvirare extremă, mai exact la motoarele turbo de 2 sau 2,8 litri. Dacă țineai volanul rotit și apăsai pedala de accelerație, mașina o lua înainte întotdeauna, că înainte era mai bine. Și chestia asta putea fi corectată cu distanțiere, chestii, tuning-uri, brațe, dar mai complicat. Stock n-a fost chiar ce trebuie. Lumea zice că, domne, manevrabilitatea e simțitor mai bună ca la B. Mie mi se pare că B-ul se manevrează puțin mai bine în alte situații dinamice. Asta însă e o mașină mai bine așezată. Are două ampatamente, break-ul are distanță mai mare între punți pentru a putea acomoda un portbagaj mai mare, să fie mai mult loc. Și există o mașină similară făcută pe această platformă, numită Opel Signum, care a fost un rateu, dar a fost o mașină interesantă. N-are un design frumos, e un soi de hatchback. Era cam la fel ca asta, dar avea vârfurile de motorizări și echipări puse acolo. Adică tehnic e aceeași mașină împachetată puțin diferit, dar nu prea le-a ieșit, părerea mea. Însă asta o face o exotică de colecție. Adică un Signum super bine echipat și bine păstrat tehnic cu motor mare, cred că e o mașină foarte interesantă la niște prețuri de nimic. Și prin faptul că e exotică rară, sau e o mașină banală rară, a devenit o exotică în partea asta de achiziție. Și motorizările mașinii sunt variate. Pre-facelift a avut 1.6 și 1.8, niște motorizări care se numeau cu XE în coadă și care aveau 102, respectiv 122 de cai, fără distribuții variabile, motoare din GM Family 1 Arab. Pe urmă au existat motoare de 2.2, care erau multipunct sau cu injecție directă, 147 sau 151 pic de cai, motoare cu distribuție pe lanț, nu pe curea ca celelalte, și alea cu injecție directă au fost problematice în aceia din cauza pompei de injecție și a logisticii senzorilor și în general Opel a avut probleme de electronică cu senzorii și cu calculatoarele, care într-un mod foarte dobitoc au fost montate pe
admisie, unde e fierbinte, că de multe ori erau galerii metalice și făceau corp comun. Adică toată otrava motorului, care înseamnă căldură și vibrații, se ducea în sărăcia aia de computer, un Simtek 7.1 parcă era, care se delamina, se spărgea, vibra toate cele și practic dădea erori random. Putea să nu mai meargă orice la această mașină, dar proprietarul acestei mașini și-a făcut temele și de pe un celebru site rusesc a învățat cum se fac lucrurile și a pus niște distanțiere și a înălțat computerul ferindu-l de vibrații și căldură, o chestie pe care o recomand să se facă la mașinile astea. Și pe urmă, în gamă, mai erau niște motorizări foarte interesante de 3,2 litri din vechiul GM 54 Degree, pe care l-am prezentat și eu pe mai multe mașini, ultima dată chiar pe un Opel Omega. O motorizare de parcă 100... nu mai știu cât avea. Pe 200 de cai, parcă nu mai știu cifrele acum și oricum foarte rare. Ce e interesant că Saab-ul 9.5 a avut o versiune a acelui motor supraalimentată, dar a cărei turbină era alimentată doar de o ramură a cilindrilor, nu de ambii, și era principiul low pressure turbo, care făcea motorul să aibă o curbă de cuplu mai interesantă decât unul aspirat. Cu alte cuvinte, mărea puterea nemărind cilindrea, păstrând feeling-ul de motor aspirat, nu de unul turbo, o chestie pe care au practicat-o de-a lungul timpului. Și la pre-facelift, la partea de dieseluri, erau niște motoare de 2.0 și 2.2, dacă mi-aduc bine aminte, DTI-urile alea, care erau niște motoare cu injecție directă, însă cu un sistem de un arbore cu came care apăsa câte două rampe. Și fiecare placă, rampă din aia, era ca o punte care acționa câte două supape de admisie și de evacuare, adică avea patru supape pe cilindru. Era injecție directă cu pompă repartitor, adică nu avea common rail. Fiecare injector avea traseul lui propriu, plecând direct din pompă, fără o rampă comună. Și avea un sistem foarte dubios în care conductele alea erau înșurubate într-un fel de placă și respectiva placă mai picura. Și asta înseamnă că motorina, ca să ajungă la injectorul plasat central, trecea printr-o punte care, dacă apăreau niște probleme de O-ring-uri pe acolo, picura motorină în baia de ulei și știți ce se întâmplă cu diluția, cu chestiile astea, o problemă pe care o putem vedea și pe Zafira. Și la partea de facelift s-au întâmplat niște lucruri interesante, pentru că au schimbat gama de motoare și au adăugat unele chiar interesante și exotice, am putea spune. Benzinarele, tot cilindrele de 1.6 și 1.8 la bază, doar că erau noile variante cu 3 litere în coadă, nu cu 2. Z16 XEP, celebru 105 cai twin port de 1.6, personal am avut acel motor. Nu e minunat, nu e puternic, este o mizerie pe mașina asta din punct de vedere performanțe și consumuri, pentru că o mașină de 1.6 tone și 105 cai nu e ce trebuie. Nici măcar asta la 140 de cai nu e ce trebuie, dacă e să o iei din punct de vedere dinamic, dar se mișcă bine și costă puțin, că asta e cel mai important în anii ăștia, se pare. Și, sincer, e o mașină confortabilă, ai de ce să o iei în vedere. Și acel Twinport e o motorizare care are niște flapsuri ciudate în admisie, cu o galerie metalică, cu distribuție pe curea, pompa de apă este externă, nu are distribuție variabilă, dar problemele astea de computer, de senzori de pornire, termostatul este foarte scump pe toate aceste motoare, că conține senzori de temperatură în el și are o mizerie de carcasă de plastic care îl face să fie destul de prost și eu am mers cu el stricat 3 ani fără să-mi dau seama, pentru că mașinile astea nu au indicatori de temperatură și doar într-un meniu secret le puteai vedea. Aceste motoare actualizate, deci au cu 3 cai în plus. Cel de 1.8 Z18 XR, care este fix sub această capotă, are 140 de cai. Astea sunt tot Family 1 arab, doar că sunt Generation 3 roman, adică nu sunt nici pre-ecotecuri, nici ecotecuri de primă generație. Tot din familia asta fac parte și estecurile de la DU, folosite pe diverse mașini. Sunt motoare cu bloc de fontă și chiulasă de aluminiu, doi arbori cu came, cu tot felul de sisteme, ori clapete cu cablu, ori clapete cu control electronic, cu sau fără EGR, cu sistem de admisie activă și au niște sisteme de distribuție variabilă în cazul de față. Ăsta este un motor mai complex, nu mai are EGR, pentru că e după 2008, în principiu ar trebui să nu mai aibă debitmetru, ci folosește niște senzori pentru a calcula amestecul. Are VVT pe ambele axe, factor problematic totodată la aceste motoare și nu are sistemul Twinport, ci folosește un fel de tambur care are o rotație pneumatică de la un actuator, similar unui wastegate de turbină, care scurtează sau lungește și traseul și volumul admisiei pe unde o ia aerul. Așa că e mai fiabil decât a fost sistemul Twinport, neavând acele clapete problematice cu ax individual și de asemenea are ca probleme un termostat în continuare,
proprietarul a pus unul metalic și a făcut un bypass tot de pe site-ul la rusesc celebru și un termoflot care e problematic și trebuie schimbat periodic. Este practic o placă pe unde pe o parte trece uleiul motor și pe alta antigelul și tinde să curgă, să facă schimb de fluide, probleme din astea care generează niște situații. Dar la 140 de cai, deja vorbim de o mașină care cât de cât e la linie, dar nu surprinde până la urmă. Și pe urmă sunt motoare, tot așa, au fost 2-2-urile alea direct, care, e de menționat la ele, au fost folosite și de Alfa Romeo pe parte de bloc, pentru că colaborare cu GM, Alfa 159, un perecher de genul, au folosit mai multe variante de motoare din astea. Pe urmă a apărut un Z20net, care este un 2.0 turbo cu distribuții pe lanț, două lanțuri, este motor de origine Saab, celebru L850 Ecotec sau B207, cum l-a numit Saab, care are blocul de aluminiu, injecția este multipunct în acei ani, ulterior a devenit directă și este motorul pe care îl are Cezar pe Cadillacul lui, însă în o ușor diferită formă. Îl recunoaștem de situația care are pompa de servo alimentată de capul unui arbore cu came. Și un motor destul de ok, care chiar livrează bine și are potențial mare de tuning. Ăla este motorul care, într-o formă foarte rafinată, a ajuns pe Astra J OPC, dar cu injecție directă 280 de cai. Și unele au avut distribuțiile sensibile, se schimbă cam la 80.000 de kilometri și au adăugat, dacă nu mă înșel, variatoare de distribuție, ceea ce înainte nu erau pe vechile motoare. Au ajuns în final să aibă chestia asta pe Astra J. Și un motor care are arhitectura distribuției de la vechiul Saab H, adică alea B204-234, B205, B235, dar în rest n-au nicio legătură. Ce a furat GM, ca un nenorocit ce a fost și a și închis marca Saab, este sistemul de direct ignition, adică toate aceste motoare au o casetă de aprindere care conține fișele și practic bobinele. Este un tot unitar care arată fix așa ca o mână și care se strică foarte des dacă nu pui unul de calitate. Eu la Astra cred că am schimbat vreo 5 sau 7, în loc să iau una bună, am luat numai din alea ieftine. Dovadă că piesele de proastă calitate te costă pe termen lung mai mult decât o piesă bună și scumpă care ține forever. Așa că dacă aveți vreodată problemă, luați bobina originală, nu luați de alea pe la 100 și ceva de lei, că fix de banii aia țin, ai strănutat odată și pac, se arde ceva și merge în 3 cilindri și vibrează crunt. Nu poți să conduci mașina în stilul ăla. E, însă motoarele astea au fost completate de un 2.8, un, cred că se numea Z28net, acel motor, care este un V6 turbo. Este celebru GM High Feature Engine în cea mai mică formă de cilindre, care este supraalimentat în mai multe tipuri. El are ori 230, ori 250, ori 280 de cai, turbină single scroll sau twin scroll pentru variantele de 250 și de 280. Celebra Vectra OPC sau Vauxhall VXR, cum s-a numit, au avut varianta aceea cu twin scroll de 280 de cai, care era și cea mai subviratoare, pentru că avea foarte multă putere pusă pe față. Saab are același motor la 300 de cai pe XWD-urile alea de 9.3. Și e interesant de văzut că motorul ăsta, de fapt, e proiectat de Holden, membru din grupul GM, și partea de supraalimentare a fost asigurată de către cei de la Saab și de asta și ei au folosit acel motor și este un motor foarte robust și dacă treci peste partea de impozitare merge inclusiv pe GPL, posibilitățile de tuning sunt destul de mari și vine cuplat ori cu o cutie manuală rezistentă, ori cu una automată bună. Și la diesel, la facelift au trecut pe celebrele Fiat Multijet, care avea 101, 120 sau 150 de cai. Cele de prag inferior aveau 8 valve cu un arbore cu came, tacheți mecanici. Cele de 150 de cai aveau 2 arbori cu came, cu compensatori hidraulici cu role, care sunt total diferite ca arhitectură și de asemenea le diferă admisiile, evacuările, turbinele. Nu sunt identice cu cele puse pe Fiaturi, pentru că turbinele sunt rotite în alte puncte. Traseele de evacuare sunt diferite și de asta celebra problema O-ring-ului la viitoarele modele de 2 litri este mult mai accentuată la Opel, pentru că baia de ulei e mult mai mică, turbina e pusă invers și radiază căldura către acel O-ring, ceea ce la vehiculele italiene nu prea se întâmplă. Și a mai existat un motor care e interesant, dar necesită mentenanță, este celebru Suzuki D-Max, Isuzu D-Max. D-Max este un branding Isuzu finanțat de GM, care a generat ceva foarte important numit Duramax, care este partea de motoare heavy duty folosite de camionetele americane GM.
Practic, un motor foarte important în această poveste este Isuzu Circle L de 1.7 CDTI montat pe Astra H, care pe Vectra nu și-a găsit locul, din câte țin minte. Motorul ăla este extrem de important pentru că a fuzionat niște povești cu Honda și cu cei de la Isuzu, practic, și General Motors. Acest motor a fost dat la schimb lui Honda pe Civic-urile de generație 6 pentru ca Honda să poată să ofere un motor J35 V6 pentru niște SUV-uri Buick în America. Celebrele V6 de 3,5 de pe Hondele Odyssey, de exemplu, unul dintre cele mai bune și performante motoare V6 făcute vreodată. Și de asemenea, Isuzu, pentru că a căpătat și știa de fapt să facă turbine prin brandul IHI, care este folosit pe foarte multe mărci, precum Volkswagen, celebrele EA888, au făcut foarte multe motoare diesel bune și totul a început cu acel 1.7. La fel cum banii lui GM au fost folosiți de grupul FCA, de Fiat de fapt, ca să facă celebrele multijeturi. Primul motor cu multijet a fost acel 1.3 CDTI făcut pe o bază de GM și ulterior au fost dezvoltate o întreagă gamă de motorizări mari și interesante, diesel, cu această tehnologie care a ajuns să însemne foarte mult în lume. Și am detaliat chestiile astea în diverse episoade separate cu mărcile alea care au genul ăla de motoare. Revedeți acolo că se lungește prea mult povestea asta. Și practic Isuzu a generat această întrepriză numită Duramax, care face niște motoare de 3 litri și vreau să le menționez pentru că sunt prezente în viitorul acestui brand pe insignia B facelift. 3 litri 6 în linie vei găsi pe camionetele americane făcute de către cei de la GM sau pe Cadillac-uri pentru Europa, de exemplu. Dacă scoți 2 cilindri din acel motor, o să vezi că aceeași variantă de 4 cilindri, 1995 de centimetri cub, există în capota unui Insignia B facelift. N-are nicio treabă cu ăla de Fiat. Are pompa în altă locație, este un motor care arată total diferit. Distribuția este complet diferită și vei vedea niște diferențe majore de împachetare și de formă. Dacă mai tai un cilindru, o să ajungi la un 1.5 în 3 cilindri, care este de 122 de cai, de exemplu, pe Insignia B facelift și pe Astra K în ultimele versiuni. Așa că e foarte important să vezi situația asta. Ce-am mai făcut în schimb Duramax? Niște V8-uri de 6.6, care sunt făcute cu sistem cu tije împingătoare și 4 supape pe cilindru, pe versiunile Heavy Duty de la Chevroletul Silverado, respectiv GMC Sierra, care sunt alea de clasă 2500-3500, mașini practic cu motor de camion până la urmă. Așa că am ținut să fac această paranteză ca să înțelegeți că sub această capotă există un motor numit D-Max, care este un V6 și care a fost folosit și de către Saab. Are doar 177 de cai, este însă un motor relaxat, însă e problematic, are niște soluții destul de discutabile la EGR, la garniturile de chiulasă, oarecum pe injecție, chestiuni sensibile, dar 3000 diesel V6 merge simplu, însă dacă vrei performanță, părerea mea că mai bine te îndrepți către un motor de litraj mare sau unul confortabil și cele de 2.2 cred că au ajuns destul de bine pe partea asta de optimizare, pentru că li se repară foarte ușor pompa de injecție prin optimizare cu înlocuirea cuiului împingător cu rola aia de la un motor de Renault cu injecție directă și în felul ăsta duce forever fără probleme. În general, motoarele cu injecție directă din aceea ne-au fost problematice din cauza senzorilor, nu neapărat a părții fizice, că ele funcționau cu injecție stratificată și calculatorul nu prea știa ce se întâmplă pe acolo și nu știa ce decizii să ia. Trebuie să menționăm iarăși despre această mașină, cutiile manuale și automate, că au fost multe. Manualele, în marea lor majoritate, au fost niște gunoaie, pentru că aveau rulmenții problematici și dacă nu le rectifici, o să tot ai problemele astea în continuare. Și la Clio, de exemplu, Sport, există problema asta. Cutia F17 este aia în 5 trepte manuală, care este gândită pentru aplicații de bază, 1.6-1.8. Varianta ei motorizată, robotizată, este EasyTronic-ul, care are robotizarea făcută de către Magneti Marelli. Și am plăcerea să fi vorbit personal cu omul care a proiectat ambreiajele uscate, care le-a cam inventat și el a activat prin mai multe domenii, este inginer la Alfa Romeo acum în prezent și s-a ocupat de mai multe chestii pe acolo. În prezent are proiectul de optimizare de la ramurile Heavy Duty pentru cutia ZF8 HP. Un domn pe la vreo 61 pic de ani, care a proiectat toate transmisiile relevante din domeniu. De exemplu, cum ar fi ceva
de pe la Ferrari, McLaren, Lamborghini, ca să dăm așa niște nume celebre. Și această cutie Easytronic practic înlocuiește a treia pedală, cea de ambreiaj, cu circuitul hidraulic care ar fi fost, și mișcarea schimbătorului cu niște motorașe. Pentru partea de ambreiaj există un motor cu spirală, care este o pompă, de fapt o pompă electrohidraulică cu rezervor propriu de fluid. Și ea are un piston master care funcționează pe principiul unui worm gear, adică un motor electric cu spirală mișcă un pinion care comprimă un piston de fapt și mai departe fluidul se duce într-un cilindru receptor care operează ambreiajul. Ăla este cuplat pe computer și acolo mai apar vibrații, probleme și uneori trebuie servisat și lichidul ăla schimbat cam o dată la 2 ani și reînvățat punctul de contact cu acel Tech2 din software. Motorașul, partea de înainte, înapoi, stânga-dreapta, adică băgat și scos din viteză și plimbat pe grila neutral, este asigurată de către un actuator electromecanic cu două motorașe, care practic are funcția de bagă și scoate din viteză și selectează grila stânga-dreapta. Un motoraș face ceva, altul altceva și împreună schimbă vitezele. Doar că periile alea de la cărbunii acestui motoraș se uzează și motorul, când pui contactul de fapt, își face niște teste și dacă nu-i plac toleranțele de la senzor ce citește, intră într-un fault, un limp mode și e nasol că mașina se comportă ciudat. De exemplu, poate să nu pornească deloc. Apare F-ul în bord, n-ai ce să-i faci. Ori ciocănești un pic calculatorul sau resetezi bornele, sper să-ți revină. Uneori merge, alteori nu. În mers, în schimb, se prea poate ca uneori să aibă ezitări. Din nou, o oprire și o repornire s-ar putea să rezolve. Alte dăți, te trezești că rămâne în treapta 5-a și orice ai face tu, plus, minus, stânga, dreapta, neutral, marșarier, nu răspunde. Și când vei opri, se va opri motorul și oprit rămâne. Asta este problema, că nu te lasă să-l repornești, măcar să fii tractat cu căldură sau cu aer condiționat și cu servofrână și servodirecție, care totodată mai reprezintă niște probleme pe la mașinile astea. Următoarele cutii sunt cele numite F23, care sunt cu 5 viteze, dar sunt de capacitate mai mare și sunt mai bunicele. Iar cea mai bună cutie manuală este F40, care este proiectată de Saab și are proprietatea de a avea 3 axe în interior, nu 2. Și în felul acesta, fiind 3 arbor, nu 2, e o cutie mult mai îngustă, dar cu capacitate puternică de forță, cuplu, duce tuning. Și la un moment dat a mai apărut o mizerie celebră în peisaj numită M32, care este cea mai proastă dintre ele, pentru că a fost pusă pe motorizări, unde cutia era la limita ei superioară de cuplu. Așa că le cam belea dinții, rulmenții și toate cele și e destul de, să zic așa, enervantă reparația, că se desfac destul de des și trebuie optimizate. Și pe urmă, dacă stai să te uiți, astea sunt manualele. Deci F17, F23, F40 și M32 și ele au apărut și la facelift, s-au schimbat între ele, iar automatele sunt niște ISIN-uri de 5 și 6 rapoarte cu convertizor. Există unele numite 5541 parcă și unele numite 65 și ceva, nu mai țin minte codurile. Sunt niște cutii vechi ISIN care în principiu ele sunt fiabile, sunt robuste. Problema lor este cu termoflotul și chestia asta înseamnă că amestecă antigelul în ATF și plimbă zoaia aia peste tot și strică toată cutia. O celebră problemă din asta a fost în Australia la Fordurile Falcon cu cutie ZF6HP motor longitudinal 4000 6 cilindri aspirat sau turbo în linie și cutia avea o porcărie de termoflot, un răcitor, care era anexat radiatorului mașinii și practic el trebuia doar să răcească, dar antigelul intra în sistem și îți distrugea toată cutia. Cea mai bună cutie este celebrul AWTF81SC, ISIN Warner-ul acela de 6 rapoarte cu convertizor, care este totodată cuplat și pe motorizările turbo. E o cutie fiabilă, însă părerea mea este că cine are cutie automate cu convertizor pe Vectra, neapărat imperios și necesar să le pună răcitor extern. Se comandă kituri, furtunuri până în față, în bară, radiator de răcire clasic, cutia are monturi pentru așa ceva și scap de problema aia cu termoflotul și în felul acesta te ține mult și bine cutia și servisațiile, schimbați-le uleiul la timp. Și în linii mari, ce chestii ar mai fi de observat și de notat că e mișto? Mașina are caroserie galvanizată. Dacă, printr-un context de evenimente, ea rămâne întreagă și nu este bușită și zgâriată sever, pur și simplu nu are cum să ruginească. Eu mi-am abuzat mașina și n-am găsit niciun punct de rugină pe ea. Pe urmă,
Dacă se întâmplă ceva, vei vedea la baza parbrizului zonele astea unde sunt atacate, mai apar puncte de rugină. Dar în niciun caz să-ți crească vlăstari prin treburile alea, cum se întâmplă pe la foarte multe Volkswagen-uri care au pragurile de toată rușinea. Pentru care bureți, verificați foarte bine în zona aripilor să nu se adune nisip, frunze, umezeală, pentru că rugine. Scoateți periodic zona aia de la aripi de acolo, ventilați toată partea respectivă și încercați să mențineți toată chestia asta. Farurile se mătuiesc ușor, au avut sistem cu halogen care sunt foarte chioare, xenon pe scurtă cum are și asta, sau AFL-urile alea adaptive, care sunt ca niște ochi de cameleon, însă se cam strică motorașele, mai au probleme, inclusiv la stopuri, dacă, de exemplu, se arde stopul pe LED, ca să schimbi cu un stop nou, trebuie să introduci codul piesei vechi în sistem ca să funcționeze cel nou, niște complicăciuni din astea de ale lor. Servodirecțiile au parte de o pompă electrohidraulică, cu excepția modelelor 2.8 turbo, care cred că sunt hidraulice. Electrohidraulic înseamnă că ai tot casetă hidraulică, dar partea clasică de asistare este de pompă electrică cu sistem hidraulic. Adică presiunea nu vine de la o pompă pe cureaua de accesorii, ci de la un motoraș electric. De la vibrații tind să mai tremure pe acolo și să nu funcționeze ok. Trapezul ștergătoarelor are capete de plastic și evident că se va rupe la un moment dat. Și la fel, climatizarea în partea din interior, în spate, nu mai știe minte, ține minte pozițiile, sare de la 1 la 4, deși tu mici doar o poziție, trebuie schimbate. Flapsurile de la climă, motorul de aerotermă de asemenea sunt problematice, cablajele ușilor spate se întrerup și te trezi la un moment dat că scoboară geamul singur, sau că nu se mai ridică, sau că nu se aprind luminile în ușă, chestii de genul acesta. Și în general, relativ minore problemele astea, dar sunt deja știute și se pot corecta ușor. Suspensiile au niște brațe pe față McPherson care se pot schimba doar integral, nu poți să schimbi doar buc și asta le face scumpe. Și pe spate un sistem cu 4 brațe cu multe bucșăraie care au și niște sisteme de-astea de excentric pentru reglaj. Destul de simple în esență, dar sunt chestiuni care, uite, la pre-facelift trebuie să mai fii atent în spate, butonul de deschidere a portbagajului tinde să oxideze în unele situații. Și o foarte mare problemă a acestor mașini este acel CIM, care se numește Console Integrated Module. Un sistem, ca un calculator, care este în zona centrală a volanului, el se ocupă de toată electronica mașinii. Immobilizerul, cheia. Tot ce înseamnă comunicarea între cheie și mașină, și telecomanda și pornirea. Comenzile luminilor, tu practic când dai drumul la faruri, tu nu pui curent pe direct, ci dai o comandă în computer să dea drumul la curent. Mașina asta are un sistem foarte inteligent de nu prea poți să faci scurt circuit, pentru că are niște relee care țăcăne. Dacă, de exemplu, atingi două fire, vei auzi un țac undeva și dacă tot persistă chestia asta, va și sări o siguranță. Dar sunt niște sisteme destul de bine gândite. Problema acelui CIM este că e alimentat ciudat și la un moment dat el nu mai merge. Nu-ți mai merge claxonul, nu mai merg luminile, nu mai merg semnalizările, ștergătoarele care sunt manete cu impuls, ce revine electronic. Adică nu ai un țac care îți face maneta să sară, ci poziția volanului oprește semnalizarea. Și problema majoră este că dacă ăla nu merge, nu se poate repara și trebuie să-l înlocuiești cu unul nou care costă foarte mulți bani sau cu unul aftermarket care sper să meargă. Și problema mare e că de foarte multe ori nu recunoaște cheia. Personal, la Astra-ul meu am stat odată 45 de minute să pornească mașina, blincă necheia și n-are o soluție exactă. Se întâmplă exact aceeași chestie ca la calculatorul acela de vibrații. Alte ori te trezești că s-ar putea să cadă oglinda pe jos și multe detalii din astea comice, să zic așa, care zic eu că o fac să fie o mașină care s-a maturizat și pentru că se știu problemele astea, rectificarea lor este simplă, este cunoscută, știi la ce să te înhami și sincer e una din mașinile care merită luate. Nu mi se pare că e la fel de versatilă ca Passatul din anii respectivi, care avea, să zic așa, o parte de o publicitate mai mare, a avut o varietate mai interesantă de motorizări, avea VR6-urile, de exemplu, dar și asta a avut V-uri, de exemplu, a avut 3000 diesel, ceea ce Passatul n-a avut niciodată. Și a avut motoare destul de interesante și, să zic, un plus la Passat ar mai fi partea asta de sisteme de Haldex, de tracțiune integrală, pe care astea nu au avut-o. Dar totuși e o mașină care nu e de ocolit și poți să găsești în Germania niște exemplare reușite din toate generațiile trecute, așa că spor la căutări. Eu am zis să vă dau toate informațiile astea ca să vedeți o imagine generală a acestui model, pentru că am trecut și-o prin câteva dintre ele până la urmă. La propriu sub lumina reflectoarelor, Z18XR. Un motor care e destul de gurmand pe o caroserie mare, așa că proprietarul a pus GPL, de fapt așa a luat mașina. Și este interesant că
Îmi aduc și eu aminte de motor, pentru că exact același aspect l-am avut și eu, doar că al meu era Z16 SEP. Și era varianta cu twin port, cu injecție multipunct, la fel ca acesta, dar care nu avea distribuție variabilă. Așa că, ca structură, componența motorului, putem vedea foarte clar o galerie de evacuare de fontă cu un scut de protecție. În partea asta laterală se poate vedea traseul curelei de accesorii și faptul că avem variatoare VVT. Acestea sunt solenoizii de actuare a celor variatoare care sunt în zona centrală. În mod interesant, deși un motor cu distribuție pe curea are pompa pe cureaua de accesorii, nu pe distribuție, se poate vedea în partea asta împreună cu compresorul de aer și alternatorul în partea din spate. În zona capacului este și supapa PCV. Sub această grilă cu Ecotec se află bobina aceea generală de inducție pentru cele patru bujii și supapa PCV, acel separator de gaze, iar în partea din spate este admisia, ăsta este computerul și proprietarul a montat niște distanțiere care sunt de cauciuc și se poate vedea că vibrațiile sunt eliminate și de asemenea și căldura nu mai e o problemă. Galeria este din plastic, nu mai e din metal aliaj cum era înainte și pe partea asta laterală este tobița aceea actuatoare, se poate vedea în partea de jos acolo. Este vorba de sistemul de flapsuri, tubul ăla central, care este ca un fel de supapă ce modifică traseul interior, filtru de aer în partea asta și ăsta văd că are debit metru, însă nu toate motoarele au avut așa ceva. După 2008 n-am mai avut montat, mașina asta este fix din 2008, deci e ultimul tren al acelei situații și evacuarea în partea din față cu galerie normală, nu e vreun colector, destul de aerisit spațiul acesta, ce optimizare a mai făcut proprietarul, carcasă termostat din aliaj, care are și senzorul de temperatură și asta este o problemă că ridică costul, era cam 580 de lei acel termostat și putem să vedem de asemenea traseul de filtru de ulei. Motoarele astea cândva, pe vremuri, ecotecurile alea de bază, aveau EGR. Ăsta, în schimb, nu are așa ceva, dar blocul are traseele, însă ele sunt astupate din fabrică. Cutia Easytronic, bazată pe acel F17, are un rezervor hidraulic și pe partea asta, ăsta, îl țin minte foarte bine, este mecanismul cu care poți să actueze ambreiajul și să-l modifici. Ăsta se rotește, practic, cu o șurubelniță și calculatorul cutiei și cu pistonul master, logica aia de actuare, se află pe partea asta și motorașul de actuare este undeva acolo. Îl putem vedea. Este un motor în partea asta unde am eu degetul aici și unul în spate, acolo unde se văd acele cabluri. Și alea împreună sunt pe furca aia unde ar fi venit. Practic, dacă le scoți, tu ai putea teoretic să adaptezi o cutie manuală, o timonerie. Corsa B parcă a avut cele mai nașpa cutii din astea, asta în principiu n-a fost una neapărat problematică. Dacă însă problema lor de fapt este cum se simt în mers, nu e o cutie dinamică, patinează ambreiajul destul de mult, schimbă relativ lent, e o cutie de la care nu trebuie să ceri chestii spontane. Însă, dacă vrei o transmisie automată, din păcate astea n-au venit cu convertizor pe aceste 1.8-uri, însă la pre-facelift, dacă e un 1.8 cu XE de 122 de cai, vei primi cutia ISIN în 5 rapoarte cu convertizor, care eu zic că e mai bună decât asta. Asta e o cutie simplă cu ulei de cutie manuală, dar care necesită atenție pe acele motorașe, pe actuatorul ăla și acolo ar fi, să zic, situația asta. Servofrână clasică cu vacuum, actuator în partea asta față de Astra. Nu are piston la capotă, este cu tijă și are bateria în schimb învelită într-un soi de carcasă. Interesantă chestia asta și de asemenea, da, are suspensie independentă pe puntea spate. Așa, în linii mari, ce ar mai fi de urmări la acest motor? Cureaua de distribuție la 60.000, la un moment dat cred că vor trebui schimbate și acele variatoare până la urmă și de asemenea, neavând culbutor cu compensare hidraulică, trebuie să faci jocul termic prin schimbarea acelor degetare, paharele alea, dar asta în principiu se face odată la 100.000 de kilometri sau măcar trebuie verificați. Pistoanele și arborii sunt rezistenți, însă tind să genereze consumuri de ulei dacă motorul nu e întreținut. Sunt pistoane subțiri, dar segmenții sunt destul de groși. Twin portul Z16 ăla mi se pare că a avut consum mai mare de ulei decât astea până la urmă și e foarte important de verificat mecanismul PCV, pentru că pe acolo poate să tragă aer fals și apar două situații. Odată trage aer fals și strică mersul motorului și generează o presiune foarte mare în carter,
sau vacuum, depinde de situație. Dacă apare vacuum, îți consumă uleiul, dacă e presiune, îl scui pe afară și belește toate o-ringurile respective. De asemenea, partea de ecu, care aici a fost rezolvată cu acele mufe, poate să și plouă pe mufele alea, deci de inspectat și curățat chestia asta. Problema aia cu sistemul de casete, puneți una de aprindere care să fie ca lumea, cu siguranță va trebui schimbată la un moment dat, nu există să reziste, la fel și cu variatoarele alea hidraulice. Trebuie neapărat folosit ulei de calitate și verificate sitele alea periodic de la aceste variatoare. Undeva pe o parte este și schimbătorul ăla de căldură, care este unul destul de problematic și ăla tot așa, din periodic trebuie schimbat. El are o formă de pahar lung, așa să zic, dar e ca o placă mai mult, nu arată ca un termoflot clasic. Și ce mai poate să se strice? Membrana de la senzorii de poziție Arbor cu came, care evident dau niște informații ciudate, nu mai citesc pozițiile, și asta pentru că se deplasează un inel în partea interioară de acolo. Și practic, cam astea ar fi chestiunile care ar trebui spuse. Și în general, părerea mea este că întreținerea a stricat aceste motoare, nu neapărat o chestie care să țină de proastă proiectare. Deși au fost niște motoare rezistente până la urmă prin simplitatea lor, părerea mea asta este ce trebuie lăudat la ele practic. Așa că și pe GPL poate să reprezinte o soluție foarte bună pe chestia asta de detalii până la urmă. Vasul de expansiune mai este o problemă la ele, se încarcă, evident că poate să fie și garnitura punctată și atunci se îmbâxește și cu ulei pe acolo. Și repet, la partea asta de structură, dacă tu uiți, mașina a fost foarte bine protejată împotriva coroziunii, chiar dacă rămâne întreagă nu sunt probleme, în rest știți cu toții rezolvările cu tot ce trebuie. Farurile se polișează, dacă sunt mătuite nu-i mare problemă și fiindcă au lupă sunt mai rezistente până la urmă chiar și cele care au halogen. La stopuri trebuie inspectat să nu intre apă, tot așa. Oglinzile, la un moment dat, s-ar putea să le cadă geamul. Eu am pățit chestia asta, pur și simplu se delaminau, dar sunt ieftine la partea asta de achiziție. Ștergătoarele alea tot așa de inspectat, mai ales cele pe față, pentru că e vorba de mecanism. Toată partea de interior mi se pare bine făcută, chiar este o structură bună și piele de calitate, o să vedem când trecem la partea asta de interior. Anumite comenzi cauciucate tind să se cojească la volan, eu la Astra am pățit chestia asta. Scaunele, pentru că sunt destul de moi, se flexează și se întrerup contactele alea de încălzire. O chestie destul de simplă până la urmă. Climatizarea, mai mult ca sigur, la toate modelele trebuie desfăcute și refăcute contactele alea, la orice electronism le rezolvi. Mai complicat e cu flapsurile alea de la climatizare dinăuntru, care selectează traseul aerului. De asemenea, există o problemă de joc la coloana volanului, am avut o crucea cardanică de la bază, dar poate să apară și bătaie în caseta de direcție, care se poate rectifica și la noi la ecaseta.ro, la băieți am și fost, am filmat acolo. Problema celebră cu immobilizerul să nu-ți recunoască cheia este celebrul CIM, care e responsabil pentru multe chestiuni pe acolo. Cablajele electrice, de asemenea, partea asta la motoare, repet, mentenanță cât mai des. Motoarele de 1.6 și 1.8 sunt simple în ambele lor variante. Cele cu injecție directă, poate problematice în anii respectivi, dar mai mult ca sigur au fost rectificate între timp. Ăsta turbo, la fel, cu un pic de problemă de distribuție inițial, dar au rezolvat după. Și 3.2-urile alea, mi-am amintit, aveau cam 211 cai, 218 au avut pe versiunile Facebook, Z32S se numeau, că erau Euro 4. Dar tot așa, dacă vrei să faci o treabă ori la bal, ori la spital, 2.8 turbo ăla e ce trebuie și chiar au fost destul de ok. În principiu, cele de pe facelift, un pic mai complexe, că era mecanismul ăla Twin Porsche aici, că avea IVVT-urile astea, le-am descris deja la toată partea asta. Și în general la dieseluri, 2.0 și 2.2 alea de 101 și 125 de cai, destul de bune, dar trebuie să ai grijă de zona aia de traseu motorină pe la injectoare pe acolo. Și realmente s-ar putea să mai ai probleme pe la 2.2 la EGR-urile alea, care erau destul de scumpe ca piese, reconstrucții de turbine, dar în general, dacă ai grijă de ele, părerea mea că depășesc milionul de kilometri, la fel cum se întâmplă și cu cele de origine Fiat până la urmă, care știu că avea o problemă pe mufele de la injectoare, alea ar trebui inspectate de-a lungul timpului și, în general, CDTI-urile
nu duc chiar milionul fără reconstruire, dar 500 de mii ar trebui să ducă fără probleme. Și ăla de 3000 diesel cred că e destul de exotic până la urmă, că e vorba de problemele astea clasice. Cutiile manuale am povestit deja despre ele și cele automate, iar Easytronic-ul de asemenea l-am povestit și pe el. Și, în general, partea asta de conducte de servo mai poți să o vezi destul de problematică. Eu n-am avut problemă la a mea cu ea, dar la un moment dat știu că era destul de gălăgioasă pompa respectivă. Dacă simți că merge într-una, înseamnă că are o pierdere hidraulică sau o problemă de contact. Bucșăra aia destul de ok, mai puțin partea aia că e brațul unitar și nu poți să-l schimbi. Și diverse problemuțe electrice din astea care apar cu erori random până la urmă. Și planetarele la fel mai era o situație pe zona de interior, adică acele capete de planetară din zona de cutie, cam atât în linii mari. Așa că părerea mea că este o mașină care merită luată în calcul. Cred că la fel puțin electronică problematică mai era și pe la partea de ABS. Stai că acopăr lampa cu camera asta. Hai să vedem ceva rar cu adevărat pe mașinile astea, și anume portbagaj electric. Dacă te uiți la sistem, e puțin mai lent decât la mașinile moderne și are un sistem cu un soi de cablu care este prezent pe partea asta laterală. De aici se poate vedea că e un sistem integrat care este și pe această parte. Foarte mare portbagajul. Cred că sunteți de acord cu mine că cu banchetele lăsate cu mașina asta poți să o faci și dric la propriu. Aici ai de asemenea niște elemente care ne arată calitatea din acei ani, respectiv clapele acestea care sunt cu ială mecanică. Adică ca să deschizi toată partea asta nu trebuie să smulgi un plastic sau ceva, sunt foarte bine reglate. Brichetă, mă rog, priză de 12V în partea asta și aici de asemenea niște spații de depozitare după caz și cred că are peste 600 de litri volum de portbagaj la cum arată și cu oblonul ăla întreg și închiderea se produce destul de silențios. Pe urmă, în zona de spate, am uitat să arăt că are și perdea din aia verticală la portbagaj. Aici putem să vedem materiale moi cu un sistem moale tot așa pe partea asta și fotoliu. Canapea la propriu este foarte confortabilă. Are ventilație și în spate, nu e o zonă proprie de climă. În partea asta are un sistem cu o scrumieră care Thomas a mișcat pe aici și o priză de 12V. Buzunare la spătar, prinderea pentru plasele astea aici. Și loc ca lumea la picioare, adică se stă foarte, foarte bine. În partea asta, destul de monocrom, să zic așa, interiorul. Acolo putem vedea update-ul pe partea asta de volan, schimbătorul celebru Easytronic, care mie mi-aduce multe amintiri. Ăsta este sistemul și la E46 se întâmplă așa. Se cojește pur și simplu plasticul ăla moale, cauciucul respectiv. O soluție este să dai trimurile jos și să le vopsești cu spray rezistent, să le faci plastic tare. Asta este o situație. La fel se întâmplă dacă vergi parfum din ăla de ornament pe el. Și o problemă pe care o mai are mașina este că în anumite repere folosește șuruburi pe sistem imperial. De exemplu, eu nu am putut să schimb plăcuțele de frână pentru că cheile europene erau ori prea mici, ori prea mari și a trebuit să folosesc niște chei Snap-on de la tatăl unui amic care lucra în domeniul aviației și repara avioane. În față, niște fotolii la propriu, care au reglaje mecanice. La Opel este enervant că ai clapă cu roată din aia și până se dă scaunul pe spate durează foarte mult. Are cântar, adică practic poți să dai scaunul cu totul leagăn și față-spate se dă din partea asta de aici, la Astra era cu o bară metalică. Și aici poți să vezi că ai un spațiu, fiind ca o mașină cutie, te simți destul de ok, în partea asta scaune încălzite pe 3 rapoarte pe aici și aveau niște sisteme infotainment interesante. Eu am avut pe unul care avea un ecran simplu care se numea MID. Era triple info display cel mai mic. MID-ul care arăta tot așa, dar era monocrom cu sistem portocaliu. A existat Opera 50 MP3 care era cu ecran color. N-avea neapărat Navi, dar avea sistem cu 6 discuri care erau cu fișiere clasice, nu cu MP3, și DVD-urile astea care sunt și cu Navi, dar ai două sloturi pentru că ai CD-ul pentru hartă. Climă, eu pe Opel am avut, exista aer manual cu buton de AC, exista de asemenea un meniu de climatizare semi-automată care avea o gradație cu
puncte și erau niște grade puse, nu era cu rece și cald și era pe o singură zonă. Și asta e climă pe două zone. La facelift au adăugat mufă de auxiliar, la Astra era în cotieră. Și în partea asta un spațiu de depozitare cu o cotieră pe lung, care de asemenea are niște reglaje, spații de depozitare. Aici o scrumieră. Și schimbătorul acesta nu are parc. Practic, tu dacă pornești motorul și faci așa, o pui pe liber. Dacă faci așa în orice direcție, adică așa, intră în viteză. Doar că dând așa o dată, intră în automat. Dacă dai așa, intră în automat și așa intră în manual. Și nu are o poziție de parc și poți inclusiv să lași mașina în viteză. Pentru că dacă tu ai oprit în drive, unde apare D1 acolo și ai luat contactul, mașina se va opri cu sistemul în viteză. Am uitat de chestia asta, niciodată 2-2-urile cu injecție directă să nu le lăsați în viteză, pentru că lanțul de distribuție, întinzătorul, poate avea de suferit. Și pe urmă, practic, ca să pleci cu ea de pe loc, tu poți să dai plus, minus sau A. Și odată ce ești în mers, ori lași pe A și schimbă singură, ori te joci din aceste cifre de aici, din plus, minus. Și ăsta este modul de iarnă care îți pleacă cu a doua de pe loc. În partea de sus are și un suport de ochelari, care este cu o deschidere mai ciudată, lumini în partea asta, parasolare, astea mai cedează pe aici și trebuie refăcute. Și linii mari, cam atâta. Bordul cu material moale, are un sistem de închidere centralizată foarte zgomotos, are efectiv niște ghilotine, cel puțin așa era și la Astra, ia să îmi readuc aminte. Exact, ia ascultați. E un țăcănit foarte pronunțat, la Astra era și mai intens. Și față de Astra e mai mare interiorul și automat ai zonele astea aici de reglaje, oglinzi unitare. La Astra era puțin mai integrat, asta are și lumini automate, proiectoare față-spate și intensitatea bordului. Și ăsta e de la sistemul GPL. Așa că în poziția asta de aici, fără probleme, intri în zona asta. E, aici e ceva ce al meu n-avea, respectiv indicator de temperatură. Și în momentul în care pui contactul, hai să vă arăt un secret. Dacă ții frâna și cu accelerația până la capăt apăsate în același timp și pui contactul motor fără însă să pornești, la un moment dat o să apară niște valori acolo. Clipă e check engine-ul de câteva ori. Și o să-ți apară niște coduri cu ECN în cazul în care sunt stocate. Cel puțin așa apărea la mine la Opel. Ia să vedem. Cred că n-am apăsat ca lume. De fapt, el mi-a indicat, a clipăit. Mie mi-apăreau niște coduri, efectiv. Trebuie să număr secvența de impulsuri pe care LED-ul ăla o dă și automat știi să-ți notezi ce codare. P010240, habar n-am. Mie mi-a părea efectiv scris pe bord, asta era diferența. Am pornit motorul și putem să vedem un bord tradițional simplu, care ne indică și partea aia de treaptă. Dacă fac un minus sau un plus, ea intră în auto. Dacă dau pe A, intră în auto. Ulterior, dacă intru și mă joc de aici, putem să vedem 1, 2 și, mă rog, în mers se duce până la 5. Această cutie a avut 6 rapoarte, doar pe motoarele 1-3 CDT-i, care au fost însă pe Astra. Și feeling-ul direcției este unul de hidraulic, pentru că chiar este o casetă hidraulică. Comutatorul de cruise control aici și impulsurile la manetă sunt așa. Iar în partea asta avem o zonă interesantă. Ia să pornesc eu toate luminile astea și să sting lampa generală, că nu mai e nevoie de ea. Și practic ea aici are mai multe chestii. Dacă ții de exemplu settings apăsat 10 secunde, parcă așa era. Test mode. Și acum cu modul de, cred că la mine era board computer. Dacă apăs pe el, nu mă arată pe aici, cu info cred că era. Ia să vedem. La mine era cu board computer, dar ăsta nu are butonul de BC. Test mode switch on. Dar nu mai știu de unde se făcea. Ideea e că acolo îți arăta tot felul de chestiuni interesante care țineau de trecerea aia pe sistemul de diagnoză. Temperaturi, versiuni diverse, chiar merge și la ăsta, numai că, repet, la mine era cu altă secvență de butoane. Ia să vedem. Să nu mă las.
Da, mă rog, ideea este că ai aceeași diagramă de butoane clasică pusă în stilul acesta. Stai să vedem. Are un sunet diferit de râcâitul ăla la pornire clasic pentru ele. Zici că e un lift în stație, nu știu de ce insist cu chestia asta, mai mult e de ambiție personală. Și aici practic îți arată, uite, poți să schimbi toate datele astea să ți arate diverse informații. Și ai odată, na, un trip computer care ți arată tot felul de valori pe aici. Și nu-i cea mai, să zic, ușor de folosit navigație, că e făcută din anii aia, respectiv de cum erau pe vremuri. Are un cifru pe partea asta unde poți să introduci date, chestii. Mi se pare că avea inclusiv date de telefon. Aici ce mai interesant, au două mape de sport. Practic la mașina asta, dacă faci o resoftare la CDTI-uri, poți să pui cai pe una din părțile astea de buton de aici, asta mi se pare tare. De exemplu, aici, dacă te duci, poți să consider ăsta ca fiind un select. Uite mă butonul aici, că nu-l vedeam, era BK-ul ăsta. Deci, nu mă las și trebuie să intre. Deci țin settings apăsat. Ăsta-i, uite. Și aici vezi tot felul de informații. La mine BK-ul era în altă parte, de-aia. Voltaje, câți litri ai în rezervor, valori de antigel, temperaturi, senzori, chestii, injecții, erori stocate, chestii de genul acesta. Și aici vezi, de exemplu, două trip computere. Însă nu știu cât de relevant e în ideea în care mașina merge pe GPL până la urmă. Și dacă stai să te uiți la partea asta, se aude cum îi merge CD-ul. Și dacă dau pe map, afișează pe aici o hartă, o chestie, dar evident că nu e până intri și faci zoom. Ia vă că are harta actualizată până la urmă, că doar arată unde suntem aici. Și nu este o mașină care să aibă ceva hartă de, mă rog, cameră de marșarier, chestii din astea de detaliu. Și în linii mari navigația e una depășită până la urmă, dar eu știu că visam să am ecran din ăsta. Aveam un amic care spunea, altfel stai la semafor când se vede reflexia color pe gușă aici, că dacă e sărac, se vede monocrom. Dacă se vede cu culori, înseamnă că ai avut bandă navigație. De-astea de ale românilor până la urmă, uite, senzori diversi pe aici, senzorii de parcare, butonul de încălzire în scaun, așa că vorbim de ceva interesant și oglinda asta, care acum de la lumină este destul de aprins, așa că da, hai să facem o tură. Să avem un pic de lumină. Am uitat să arăt o chestie mișto, dar oricum, e utilă și dacă o explic, nu trebuie neapărat să o arăt. Spătarul scaunului pasager se pliază la orizontală, pe față. Asta înseamnă că poți să cari ceva, o placă de surf sau una de călcat, de exemplu, pentru că are clemă, exact cum au scaunele clasice de mașini în două locuri. Asta mi se pare interesant și din motive de lene slash frig afară, nu mi-am dat geaca jos, o chestie pe care n-am mai făcut-o de ceva prezentări, de când am luat geaca asta de la Strindberg, un brand românesc pe care îl folosim noi la școala de schi. Acum, ia să vedem, să dau pe ceva. Board computer, ok. Păi nici nu știu cum să fac cu lumina, hai să o las aprinsă că mă gândesc că se vede bine. Dacă selectezi înainte sau înapoi, dacă de exemplu n-ai frâna apăsată, clipă e respectivul bec, cel puțin așa e la Astra, după un punct. De exemplu pe marșarier, blincăne. Dacă dai pe neutral și auto, blincăne, nu intră. Dacă în schimb ai apăsat frâna, te-ai jucat, de exemplu am băgat în viteză, am scos, când bag iară, intră singură și mașina pleacă fără să mai fie apăsat frâna. E genul ăla de transmisie care, neavând un convertizor, simulează efectiv unul prin patinarea acestui ambreiaj și, repet, este o cutie robotizată. Este una cu un singur ambreiaj. Problema e că are anumite ezitări și nu se simte atât de plăcut la condus, însă dacă periodic o recalibrezi, o îi dai prin computer să învețe punctele de contact, hai mă, se va simți ok.
nu știam ce vreau să fac ăsta din față. Practic, ea, ce-i ciudat, în schimb, de exemplu, mie la Opel îmi arăta, noi n-am aprins luminile, nu? Îmi arăta treapta în care mă aflu. La asta ți arată un A simplu. Și la asta nu-i clipă semnalizările, la mine clipă iau. Are niște goluri și felul în care eu am învățat să conduc cutia asta într-un mod practic a fost așa. Plecăm cu viteza întâi, accelerăm și când vrem să schimbăm în a doua, ridicăm întâi piciorul din gaz, dăm plus și schimbarea se face fără niciun fel de lentoare. Că lumea zice, domne, cutia nu răspunde bine. Păi nu, de fapt, în timpul în care tu la cutie manuală apeși ambreiajul și schimbi viteza efectiv, asta face absolut același lucru, cu doar că tu, neavând pedală, aștept să se întâmple. Dar asta pentru că tu nu ai pedală și mâner. Așa că da, cutia condusă într-un stil din ăsta cu pedală accelerată la podea, cred că mai bine închid lumina asta, este una lentă. Dar o poți doza din accelerație, adică apeși tare pedala și ridici. Și în felul acela elimini șocul ăla de venire spre față. Și aici mi se pare că bordul nu e destul de luminat. Așa era în stânga aici. E o mașină care e foarte mare și se simte stabilă prin faptul că are cartament și ampatament. Și în linii mari, pentru asta e făcută. Drumuri lungi, relaxare, că practic în oraș e cam mare mașina de mers. Dar știi cum e, te descurci cu ce ai până la urmă, poți fără probleme să mergi cu ea și în diverse regimuri. Are și funcția de kickdown. Și ce îmi place însă este că nu se simte, e mai veselă decât era Astra mea, care avea 105 cai pe 1040 de kg avea în talon. Ăsta are 140 de cai pe o tonă jumătate aproximativ. Parcă la asta trage mai ok. Și da, evitând practic partea asta de răspunde clar mai bine în treaptă momentul în care este, dar oricum nu e așa lentă. O Insignia de 140 de cai e mai lentă decât mașina asta. Și neapărat de accelerat doar când a schimbat treapta, nu între, pentru că chinuie acele ambreiaje, le poți face foarte ușor să patineze. Are frână de motor, pentru că ea poate retrograda, e ca o cutie manuală, practic, doar că are robotizarea aia făcută și te înveți cu ea. Adică are un feeling destul de direct ca transmisie și, sincer, există unele, eu mi-am dat seama că acum n-am pornit asta, dar mai dăm o dată. De-aia s-a închis. Partea de convertizor, de cutii vechi, era lentă. Adică e puțin mai responsivă decât ar fi o cutie din aia clasică. Și n-ai cum să faci motorul să moară decât dacă la anumite parcări urci pe o bordură, apeși accelerația și până să termine manevra de urcare ai luat piciorul. Că închide ambreiajul și moare motorul, asta e problema. Au pus limitatoare de viteză aici. M-ar fi văzut pe mine în filmări că merg tare pe aici. Cine știe ce s-a întâmplat? Da. Posibil să fiu responsabil pentru asta. Mi-au stricat rondul. Da, oricum. Farurile sunt relativ chioare, dar oricum luminează destul de bine. Și aici au mai pus unul. Ce ați făcut, mă? Mi-a stricat pofta pe aici. Dar adevărul că s-a întâmplat un eveniment aici, în lumea auto, cu un derapaj cu o mașină sport care și-a rupt niște roți. Da, e, fiind mai grea față de Astra, lentoarea aia de schimb se simte mai mult ca la mine. Dar, repet, o rezolv din mânuță de aici, frumos, cu impuls. Și e interesant că are un soi de iluminat ambiental, are un beculeț aici care luminează toată zona asta. Dar merge surprinzător de bine, adică e o mașină care, repet, nu mi se pare lentă. Mai ales că e un motor de 1.8, e cu VVT, e relaxat. Simplu, fontă, frumos. Deci ăsta, dacă îl întreții și schimbi la timp componentele astea, ai grijă la treburile alea cu termoflotul, mai speli din când în când, mai pui un flash, un ceva,
ține milionul, n-ai treabă cu el. Adică sunt niște motoare foarte rezistente, doar că n-au fost neapărat o bază de asta de tuning amplă, nu sunt niște motoare atât de suflet, să zic așa. Dar cu siguranță le putem considera unele bune pe fiabilitate. Și repet, faptul că unele dintre ele au ajuns cu ceva condiție precară este pentru că proprietarii le-au adus în condiția aia, nu pentru că ar fi avut ele o problemă. Ce mai e mișto la mașinile astea? Feeling-ul direcției. Pentru că acționarea casetei este tot hidraulică, doar că presiunea nu vine de la o pompă pe curea, ci de la un motor electric. Asta este diferența. Și este bine antifonată, e silențioasă, e confortabilă, stai bine în scaun. Sunt un pic cu stăricele scaunele, adică un Citroen, de exemplu, să aibă niște scaune mai confortabile decât această mașină. Și, na, și suspensia și toate alea, deja vorbim de alt nivel acolo. E deșteaptă că a trecut pe modul ăla automat de iluminare, care era specific acestor ecrane. Era 500 și ceva de euro la vremea aia, opțiunea de ecran din ăsta color, care îți venea implicit cu navigația în cazul de față. Și ce mai e mișto la mașină față de alte versiuni, cu cutia asta cel puțin, este că litrajul fiind puțin mai mare, motorul nu se simte subturat, pleacă bine de jos. Distribuția variabilă a ajutat mult la partea asta de eficiență. Și are inclusiv, uite, n-am activat modul sport, care îți ține problema e că ține destul de turată cutia și schimbă în limitare aproape. Aici șeful ăla. Deci, domnul ăla nu avea voie cu acea platformă, pentru că el avea 4 mașini, care mașini cumulat așa, mie mi se pare că au, să zic, o medie o tonă fiecare. Deci el avea o sarcină de 4 tone, plus remorca aia, plus ce mai așa, mai punem una, 5 tone. Ăla era un Iveco Daily 35C14 sau 15, adică 3 tone jumate pentru că avea roată simplă și el căra sarcină de permis de ce? Adică e dosar penal din punctul ăla de vedere. Pentru că deși arată la fel, din punct de vedere al actelor, ăla e turism. Este omologat MTMA 3,5 tone, adică cu un dăla nu cred că poți să cari nici măcar o mașină, pentru că practic tu depășești. Ce faci, mă, mâncați aș gura? Ah, sunt ăștia blocați pe aici. Pe MTMA-ul ăla tu nu poți să depășești 3 tone jumate greutatea mașinii plus ce care ea. Ori domnul ăla depășea cu foarte mult. Pentru că nu există roată simplă la 7 tone și ceva cât ar fi sarcina aia de cărat. Da, mă rog, așa funcționează. Posibil însă să fie combinații din astea de omologare și să fie de fapt o dubă care se vinde și ca detarată la 3,5, dar persoana respectivă să fi făcut o conversie. Dar etichetele alea de pe model, dacă scrie 35, e 3 tone jumate. N-ai cum să cari cu ăla o mașină mare peste, zic și eu. Și aici toată splendoarea de coadă, de detalii, oricum, sincer, nu e o mașină pe care să o promovezi în stilul rapid, adică nu e făcută să livreze partea asta de detalii. Uite, la mine, de exemplu, la Astra, indicatorul de Winter și Sport era în bord, aici ai niște becuri. Dacă, de exemplu, aprinzi Winter, într-adevăr apare un fulg. Dar eu țin minte că mie mi-a apărut și în bord, deși butonul era tot cu LED din ăsta aprins pe partea de aici. Ce mai era enervant la mașină, compresorul de aer condiționat era zgomotos și făcea mașina să tremure în drive când stăteai la relanti. Mie mi se pare foarte sănătos la aceste cutii să țipe liber la semafor dacă stai mai mult de câteva zeci de secunde, neapărat pusă pe neutral, pentru că asta nu este ca la niște cutii cu ambreiaje duble, care în mod natural au ambreiajele relaxate și practic când pui în drive și pleci de pe loc, motorașele strâng ambreiajele, adică ele sub acțiunea motorului stau în tensiune. Pe când la asta, fiind o cutie manuală robotizată, ambreiajul e normal. Trebuie acțiune de forță ca să-l deschidă. Și ținerea lui în deschidere provoacă o presiune pe acei rulmenți, problematică, uzură. Așa că cel mai bine este să o pui pe liber și să cauți să nu pleci foarte agresiv de pe loc. Launch-uri și chestii din astea, pentru că nu-i plac în mod special. Dar îmi readuc aminte cu plăcere de mașina pe care am avut-o. A mers 160 și ceva de mii de kilometri cu ea, nu mergeam foarte mult în acei ani. După aia am început să fac mai mulți kilometri și
M-am săturat că se tot strica apă la EFO la bord, n-am găsit un service atunci să repar cutia și cred că cei de la Rădăcini, unde am dus eu cutia la vremea aia, n-au făcut o treabă ok. Au chemat un domn să o repare, dar părerea mea e că nu a respectat o rutină pe acolo și părerea mea e că m-au, mă rog, nu țepuit. Mi-au cerut 1000 și ceva de lei să îmi dea un calculator, cică din dezmembrări. Însă eu am marcat acel calculator cu carioca și am văzut aceeași cariocă după. Deci domnul ăla practic a recondiționat calculatorul meu. Nici nu știu de fapt dacă a făcut ceva, că după aia mașina avea aceleași simptome. Intra EFO la limb și așa mai departe. Dar oficial ele se pot repara, există servisuri autorizate, inclusiv pe Olex era cineva care își făcea reclamă pentru partea asta. Și cert este că a mers foarte bine 10 ani cât am avut-o. Dar recunosc că am avut o rechemare, am fost chemat prin poștă pe scrisoare, veniți că e un soft nou pentru Easytronic. Și atunci am făcut și relearn din ăla pentru clutch bite point, cum se numește în engleză, punctul de mușcătură, contactul ăla. Și în rest pot să zic că și-a scos banii, știi? Dar acum, privind în retrospectivă, cred că totuși aș fi luat cutie manuală și de banii am plus mai bine la motorul de 1.8. Așa că, dragilor, cu bani puțin, asta este o mașină care e foarte ok până la urmă. Și uite, de exemplu, că am arătat să vedeți și la început că nu era camera pornită, plecatul de pe loc, dacă ești pe liber și dai și îți clipă în bord, trebuie să apeși frâna ca să intre în viteză și nu se compară cu o cutie cu convertizor, pleacă greu în relantii, adică trebuie să o ajuți din pedală. Asta este cel mai bine și încercați să fiți în repaus, oricum, de exemplu, dacă ești cu mașina, mergi cu fața, dacă pui marș arier, ea nu va intra decât după ce apeși frâna. Însă e bine să fii complet în repaus până intră ca să-și facă toată partea asta, stai să nu încurcăm aici. Așa că având viteza întâi relativ lungă, se simte ușor lungă, treapta oarecum neplăcut la diverse plecări din astea. Și e o experiență interesantă cutia oricum, deși clar una cu convertizor reprezintă un atu suplimentar pe partea asta de detalii. Dar e confortabil, e o barcă mare, despre asta e vorba și cred că așa, ca să faci o treabă de confort dacă ești fan al modelelor, Signum-ul ăla e mai interesant sau o Vectra GTS din punctul meu de vedere. Dar pe parte practică, break-ul ăsta e ce trebuie. Și de când aveam Opel-ul, mi-a plăcut tot timpul să ridic frânele de mână cu butonul apăsat, adică nu crt, așa că mi se pare că chinui mecanismul ăla, pac, îl ridicam, lăsam un click și făceam toată partea acolo de chestii. Da, a fost o reîntâlnire interesantă cu mașina mea din istoric, din perioada facultății. Așa că sper că ați regăsit utile informațiile astea pe care le-am dat, pentru că a fost un bagaj tehnic mare în spate pe care și eu l-am trăit, că am avut tot felul de situații din astea cu ea. Așa că ce să zic, îmi iau la revedere și mă bucur că am putut să interacționez cu asta. Mai am în plan niște Opel-uri și așa să vedem ce iese. Am filmat și unele interesante. Probabil au apărut deja pe canal, dacă nu, o să apar. La revedere!